Salutare, dragi prieteni! Suntem la un nou vlog alături de prințesa lui Papu. Uite ce face Toba. Albinuș! Albinuș, frumoasa mea! Ce? Ce năsul mic și frumos! Ce ai cu vocea asta, lupule? Prieteni, cu Albinuța am fost astăzi, am mâncat și acum stăm în pat. Mamă, la spital, unde suntem aici? Ia uitați. Scaletul mării, până-ți-am dat. Oh! Prieteni, copiii ăștia mei sunt topiți de răciți cu gripa asta. Aseară am fost la urgență. Am fost la spitalul de urgență. De urgent. Cu cine credeți? Că cu mine nu. Că cu mine. Ai să-ți dată mă depinez, oameni. Oi! Ce? O durea, de la atâta mâncare unde am mâncat. Da, știu că n-am mâncat deloc. M-am forțat gongul de mâncat în crevete și m-am murit. Aveam puțin. Ia uitați, băiatul meu, frumos. Și băiatul lui e tot al meu. Bravo, Prințul Aian. Opa, ce să înțelegem? Și Albina, fata frumoasă, tot fata mea. I-am înfiat pe toți, prieteni. Da, pe toți i-am înfiat. Tot, din 7-7 ani, prieteni, el tot înfiază. Tata a lui, a Barnari. Tata a lui, a Barnari. Și tata al meu? Tata al tău. Habar are de toată lumea. Și de el nu. Da, prieteni. Dar de Aian de cine ai zis? De Aian, tata lui, habar n-are. Da. Mulțumim lui Dumnezeu că ești tata. Bunicu! Bunicu! Da, bunicu. Vrea tumba! Da, când mergem acasă, că ăla e la ieșire. E la ieșire, prieteni. Și albinierul unde zice, acolo o duc. Acolo o duc pe fata frumoasă. Doamne. Dar nu mai poate de răcită și e, uite. Nu mai poate. Aseară atâta i-a fost de rău, de... dar eu nici n-am putut să mă trezesc la ea. A vomitat azi noapte, astăzi, de la gripa asta nenorocită. Dar și de la mâncarea aia, de fost de mare, că nu mi-a plăcut ca aia de la Pescobar. Aia a fost mai bună. Da. Nu știu. Ca de patru ăsta cu mine. Prieteni, vrem să ne mai liniștim puțin prin pat, mai stăm relaxați așa, dacă ieșim afară, iar ne întoarce gripa, e vreme urâtă așa, nu e frumos, nici nu plouă așa să plouă frumos, știi, o vreme vai și amar. Eventual mai târziu să mergem prin mall. Da, vrei prin mall? Da, unde vrei? Pe ce să căutăm noi acolo? Păi, n-avem ce să cumpărăm de acolo. Păi, îmi trebuie niște lucruri. A, îți trebuie ție. Dar ieri unde ai mai fost? Unde a fost?
Cum, nu mai știi unde ți-a dus Gogu ieri? La bară. La chineză? Cum ți-a dus? În Europa. Pe la dragon. Dragonul roșu 2. Ia să îndreptăm telefonul ăsta. Mamă, ce mi s-a rărit părul, acum văd mai bine. Bunicule, da. Te provoc să mănânci un tachis. Tachis. Este cu ego și la maximă. Mănâncă. Să mănânc eu tachiez de astea. Da! Nu mai pot. Mamă, cum face aia? Mamă. Ce de iute sunt. Am mâncat așa ceva. Păi de ce? Plecare sus, mă, să nu faceți vlog cu mine. Las, că veniți voi pe 23 și vă rugați de mine. Da, prieteni. Pe mândră am lăsat-o acasă cu pomii. Iar ulorana. Cum? Ia să-și supără. Păi de ce să supără? Are pe bărbatul ăla care îl ține toată ziua în braț. Nu? Pe Ian. Pe Ian. Pe prințul frumos. Da. Unde e Alina? Doamne, Doamne, ce plictiseală. Vezi că s-a auzit tot. Închide ușa bine. Ce am întors apa. Auzi, mândru, dacă ne vezi, să stai lângă oameni să taie pomii bine, ca să facă prune la toamnă, ca să facem pălincă. Ce comandă am dat eu cum să le tai, cred că nu mai face prune, să facem pălincă. Am vrut să le întinăresc. Le-a tăiat de la jumate. Adică le-a tăiat pe unde au dat lăstarii ăștia-i tineri ca să întinerească pomul. Că acum câțiva ani când le-a tăiat oamenii, tot oamenii ăștia le-a tăiat. Dar eu mă certam că ei, că nu prea au mână bună, dar le-am adus iară când am avut pe cine. Că le lăsase prea înalți, n-am mai ajungea copiii la prune, nu mai era forma așa frumoasă. Acum trebuie de la din nou, anul ăsta n-avem prune, doar la anul să facem formatul lor din nou, să le taie din nou frumos cum trebuie, să vedem cum cresc acum. Dar mai bine, cred că mă duc eu și cumpăr și pun pe lângă ei câte un alt pom. Și când crește pomul ăla mare, atunci îi dau definitiv afară pe ea. Mama, bine, ce bastoba. Prieteni, dar să ne mai transmiteți și voi câte ceva, să mai ne scrieți acolo la comentarii. Mai dați un like, să vă mai abonați, cine nu sunteți abonați, să vă abonați la noi, să ne dați un like, Tomiță și Mândra.
la Albina. Prieteni, așa că ce să vă mai zicem, nu prea avem ce să vă mai spunem. Vă dorim vizionare plăcută. Doamne ajută la toți prietenii care ne urmăresc să fiți sănătoși și voioși. Eu vă doresc la toți prietenii, la toată lumea. Transmite-le și tu ceva la prietenii mei. O seară plăcută tuturor. De aici, din pat. Da, din da. Studio. Ai studio? Nu. Noi. Albinuș? Da. Transmite și tu la prietenii aici ceva. Papa. Acum, uite acum ce vezi. Ăla cine-i în brățele? Mac. Îl duci lui aia? Nu. E al tău? Da. Ia mă, că nu se mai închide, să pun mâna cealaltă.